De ziua Bucureștiului ai ocazia să te gândești la ce înseamnă orașul pentru propria ta istorie. Istoricul Răzvan Teodorescu îți spune cum redescoperă astăzi Calea Victoriei, pe care și-a început drumul încă din copilărie. O redescoper cu o bucurie imensă. De ce? Dacă Calea Victoriei e considerată într-un fel zona centrală a capitalei, în biografia mea, Calea Victoriei a fost mereu un punct central. Uite care este și prima amintire a istoricului pe Calea Victoriei. Eram cu tatăl meu pe zăpadă, urcam pe strada Nuferilor, cum se numește Bertlu, și era o mașină cu pavilion regal. Era mașina în care era regele, care se oprise la o intersecție. Eu eram probabil de pe atunci insensibil la problemele monarhice. Tatăl meu era un mare monarhist. Nu știu, uite, maestatea sa, regele.